Pe principiul că România nu poate fi pregătită pentru viitor de vechi oameni politici, partidul Mișcarea Populară și-a propus să promoveze tineri de perspectivă. Ca exemplu, tânărul hunedorean Siegfried Mureșan din municipiul Hunedoara, situat pe locul 2 pe lista de candidaturi, cu 3 poziții mai sus decât Daniel Funeriu, care ocupă doar locul 5. Am ales PMP, în primul rând, fiindcă și atât, doar dovadă că PMP mi-a oferit mie un loc eligibil. În primul rând, în timp ce alte partide vorbesc despre nevoia de a promova tinerii în politică, o auzim toată ziua la toate partidele, trebuie să promovăm tinerii în politică. Noi chiar o facem, PMP-ul chiar o face. PMP-ul a pus pe locul 2, un loc eligibil, un tânăr, fără, uitați-vă la celelalte liste de partide, soția lui Victor Ponta și fica lui Ilie Sârbu, aceeași persoană, dar aceea era Sârbu. La noi, listele nu s-au făcut așa, noi am spus, noi suntem partidul tinerilor. Siegfried Mureșan este convins că va ajunge în Parlamentul European dacă PMP va obține la nivel național în data de 25 mai 5,5% din voturile electoratului.